Fabrica de produse farmaceutice topice a companiei antibiotice ESA din Iași a fost binecuvântată astăzi, după ce ieri noul punct de producție a fost inaugurat în prezența angajaților instituției și a numeroși profesioniști în domeniul medical. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La final, ierarhul a citit mesajul de binecuvântare transmis de preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Această realizare este un prilej de recunoștință față de Dumnezeu și față de cei care au contribuit la creșterea prestigiului acestei instituții, atât în țară cât și în străinătate, oferindu-i pregătirea, talentul și timpul lor. Și ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască tuturor bucuria de a fi împreună lucrători cu Hristos Domnul, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, în misiunea nobilă de a contribui la însănătoșirea oamenilor, prin medicamente sigure și eficiente, fabricate în România, de către români și la prețuri accesibile. De asemenea, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a apreciat activitatea companiei antibiotice ESA și a lăudat implicarea instituției în desfășurarea lucrării misionare a bisericii. Adaug un singur gând, pe de o parte, de respect și de recunoștință față de tot ceea ce s-a întâmplat de-a lungul vremii și constatăm că se întâmplă și astăzi. De respect pentru tot binele pe care îl acordați comunității ieșene, prin locurile de muncă de aici și prin tot ceea ce înseamnă acest așezământ în conștiința ieșenilor și a locuitorilor Moldovei în general. Și gând de recunoștință, de asemenea, pentru deschiderea dumneavoastră pentru nevoile comunității, între aceste nevoi înscriindu-se și lucrarea misionară a bisericii, a amintit Părintele Patriarh despre centru de presă Bazilica, amintesc și eu diferitele lucrări desfășurate în arealul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, care beneficiază de sprijinul și suportul dumneavoastră. Pentru activitatea farmaceutică întreprinsă de-a lungul anilor, directorul general Ioan Nani a primit din partea înalt preasfințitului Părinte Teofan distinția mitropolitană Crucea Sfântului Iosif cel Milostiv. Cred că astăzi punem în valoare munca noastră din ultimii 10 de ani, dar mai ales cu precădere din ultimii 5-6 ani. Ne dorim ca prin acest nou așezământ de producție să facem bine oamenilor din această țară, în primul rând colegilor noștri care lucrează aici, familiilor noastre, orașului în care am crescut, am evoluat ca oameni și de ce nu să ducem mai departe, firesc, un mesaj din partea noastră a românilor în alte părți ale lumii. Antibiotice ESA este o companie cu capital integral românesc, fondată în anul 1955 și are peste 1500 de angajați.